Apelul la 112 s-a dat aproape de ora 1. Flăcările s-au propagat rapid, au cuprins 10 de autoturisme și fațada clădirii, iar fumul a inundat cele 150 de apartamente. N-am auzit nimic, absolut nimic. N-au trezit vecinii. Ce au zis vecinii? Am primit un telefon că a luat foc parcarea. Eu n-am auzit nimic. Soțul m-a trezit din somn că era un vuiet puternic. Erau bubuituri puternice de la mașini. Am văzut fum pe hol. Am văzut o femeie, am împins-o imediat pe partea salată și după aia am sărit imediat și am deschis geamurile la toată lumea la apartamente pe partea salată. A fost activat planul roșu de intervenție și la fața locului au fost trimise 11 autospeciale de stingere, 11 autospeciale smurd și 2 autospeciale pentru transportul victimelor multiple. Din cauza fumului și a flăcărilor, oamenii s-au panicat, dar nu toți au reușit să iasă din bloc. Din cauza fumului puternic, mulți dintre locatari nu au reușit să se evacueze, fie au urcat la etajele superioare, fie au ieșit deasupra blocului și a fost nevoie de intervenția pompierilor cu autoscara ca să-i poată aduce la sol. Toate persoanele au fost asistate medical la fața locului, iar 9 care au suferit arsuri ori s-au intoxicat cu fum au fost transportate la spital. Au fost de asemenea alocate forțele de la Inspectorat pentru Situații de Urgență și de la 2 inspectorate limitrofe, respectiv Ialomița și Călăraș. Verificăm fiecare locuință în parte pentru a vedea, pentru a ne asigura că nu sunt persoane în spațiile respective. La fața locului au intervenit peste 200 de forțe de ordine și reprezentanții autorităților locale. Oamenilor afectați de incendiu li s-au adus pături și ceai cald. Autoritățile locale le-au pus oamenilor la dispoziție 2 locuri în care să stea dacă apartamentele nu mai pot fi locuite. Avem 50 de paturi libere la spitalul modular unde putem să-i ducem. Avem 50 de paturi de campanie și să-i ducem la liceul în Navrom. Pompierii fac cercetări și urmează să stabilească exact cauza care a dus la producerea incendiului și la afectarea blocului. Ce se întâmplă acum la Constanța? Aflăm de la corespondentul nostru, Ana Maria Stancu. Ana, bună dimineața, te ascultăm. Bună dimineața, bun găsit tuturor. După 3 ore și jumătate de misiune dificilă și neîntreruptă, planul roșu a fost dezactivat și nu mai sunt la fel de multe autospeciale de intervenție la fața locului. Autoritățile au verificat dacă toate persoanele au fost evacuate pentru ca nu cumva să mai existe vreo victimă în vreuna dintre locuințe sau pe vreun hol al imobilului. Autoritățile s-au asigurat totodată că nu mai există risc de reaprindere a focului, așa cum s-a întâmplat pe parcursul intervenției din cauza focarelor care existau la fața locului. Urmează, așa cum am auzit puțin mai devreme, să se facă o anchetă, pentru că pompierii trebuie să afle cum a fost posibilă declanșarea focului și se va analiza totodată și dacă structura de rezistență a blocului a fost afectată, pentru că la o primă vedere nu pare să existe astfel de probleme, însă trebuie eliminate toate riscurile dacă oamenii se vor întoarce în locuințe, pentru că acolo locuiesc 250 de persoane și chiar și așa este vorba despre o construcție nouă și trebuie eliminate toate riscurile. Așadar, în zilele următoare se va desfășura o anchetă cu privire la cauza producerii acestui incendiu. Ana, mulțumim pentru detalii.